stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun un bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Realitatea la zi. Iată-ne din nou la o nouă emisiune împreună cu un invitat deosebit și de asemenea cu o temă foarte importantă și de actualitate în vremea de astăzi. Așa că îi spunem un venit domnului Daniel Merceniu, pastorul al Bisericii Creștine Baptiste Harold din București. Domnule pastor, bine ați venit la noi emisiune. Bine v-am regăsit și mulțumesc de invitație. Vă mulțumim că ne-ați onorat cu prezența dumneavoastră și am îndrăznit să venim în seara aceasta cu o temă, a spune eu, de actualitate, o temă care ne solicită foarte mult atenția, suntem preocupați de ceea ce se întâmplă în jurul nostru, așa că suntem doritori ca de fiecare dată să știm că cel puțin la nivelul deciziilor am făcut poate cea mai bună alegere, așa că vă propun tema despre discernământ în vremuri de criză, o temă, a spune eu, care ar trebui să ne ajute după dezbatere cu dumneavoastră să facem decizii mai bune, din primul rând să înțelegem care sunt provocările, care sunt opțiunile pe care le avem în fața noastră și foarte bine ar fi dacă la final am vedea și ce spune Sfânta Scriptură în ceea ce privește luarea deciziilor. Cum mi se pare tema, mai ales că poate ar fi bine să dăm o definiție a discernământului. Ce înțelegeți dumneavoastră prin discernământ? Poate că cel mai simplu mod de a spune discernământul este capacitatea de a deosebi între bine și rău. Aceasta ar fi cea mai simplă definiție și probabil că o cunosc și cei care ne urmăresc. Specialiștii și literatura de specialitate vorbește despre mai multe niveluri de discernământ, elementar, logic, decizional, dar pe scurt, discernământ înseamnă această abilitate de a ști să deosebești binele de rău și de a alege în consecință. Cred că bătălia cea mai mare este ce este binele și ce este rău. Bineînțeles, dacă începem să discutăm despre tema aceasta, cu siguranță avem nevoie de multe ediții, dar cel puțin la nivel, să spunem, creștin, la nivel iudeo-creștin, în seara aceasta vom merge pe definiția a ceea ce spune Scriptura despre bine și ceea ce spune Scriptura despre rău. Și noi știm cine este cel ce generează binele, cine este binele, da, întruchiparea binelui și bineînțeles știm și cine este întruchiparea răului. De ce credeți că e nevoie de un discernământ corect? Aș zice că este o realitate la zi care ne provoacă în fiecare zi această realitate a deciziilor, a luării deciziilor, care are în spate discernământul. De ce e o nevoie acută și astăzi? Aș aminti câteva elemente. Pe de o parte, trăim într-o perioadă a relativismului moral, în care distinția dintre bine și rău nu mai este atât de clară cum era, să zicem, în urmă cu 50 de ani sau cu 70 de ani. Apoi, trăim într-un ocean informațional. Navigăm în fiecare zi, noi spunem, pe internet, unde avem acces facil la informație, la multă informație, ceea ce este o binecuvântare, dar poate fi și un blestem. Pentru că dacă nu ai capacitatea să discerni care din acea informație este adevărată și care este falsă, intrăm apoi sau ajungem pe un alt tărâm, cel al fake news-urilor. Aceste știri false pe care la un moment dat nu știi dacă poți să le deosebești de știrile autentice. Acesta este contextul care pune o presiune mare asupra noastră. Aș mai aminti, dacă vreți, manipularea ideologică de care suntem conștienți sau ar trebui să fim conștienți. Media urmărește și că ne dăm seama, că nu ne dăm seama, ne transmite idei, ne transmite tendințe și se încearcă această manipulare ideologică. Întotdeauna s-a întâmplat asta, dar mijloacele pe care le avem acum la dispoziție face ca presiunea să fie mult mai mare. În acest context, cred că preocuparea pentru discernământ trebuie să fie una la zi. Oare reușesc eu eficient să deosebesc ce e bine, ce e rău? Reușesc să iau deciziile bune? Și aici aș mai aminti
că atunci când vorbim de discernământ sunt două paliere, cel cognitiv, care ține de cunoaștere, să știu ce e bine, ce e rău, și apoi unul moral sau spiritual, unde aleg între bine și rău. Întâi știu ce e binele și ce e răul, e primul pas, și apoi să am puterea să aleg binele când sunt față în față cu binele și cu răul. Dacă ne uităm în zona aceasta creștină, haideți să ne uităm puțin la ce spune Sfânta Scriptură și apoi la discernământul acesta, spre noi, spiritual. Trecem din sfera discernământului general în zona discernământului spiritual, mai ales că ați amintit mai devreme despre fake news-uri, foarte multe informații, foarte multe predici, foarte multe învățături. E o abundență atât de mare și în zona aceasta, încât la un moment dat nu știi ce să mai crezi. Luăm câteva exemple. Sunt cuvinte pe care dacă doar le-am pronunțat aici, și vă dau un exemplu, vaccin, cu siguranță vom primi zeci și sute de comentarii din toate direcțiile acuzatoare din ambele tabere sau din toate taberele, că sunt mai multe decât două, da? Așa că sunt cuvinte care doar dacă le pronunțăm generează discuții. Și oamenii fiecare om crede că decizia lui e cea mai bună decizie. Gândiți-vă că în tot acest amalgam de informații, pentru creștinul de rând, este din ce în ce mai greu să ia o decizie. Cum putem trece peste aceasta, să spunem, povară până la urmă? Da. Dacă deschidem Biblia chiar la primele ei pagini, vedem că acolo Dumnezeu l-a așezat pe om în grădina Edenului și Dumnezeu a intenționat ca omul să cunoască doar binele. Deși putem deduce că răul deja se produsese în lumea lui Dumnezeu prin Lucifer. Și Dumnezeu așează în mijlocul grădinii pomul cunoștinței binelui și răului. Și îi spune, nu te atinge de el că nu ți-aduce bine. Ascultă de ceea ce îți spun eu și o să experimentezi doar binele. Și cât timp omul a ascultat de Dumnezeu, n-a avut nevoie de acest discernământ cu care ne batem noi astăzi capul să discernem între bine și rău. Dar când șarpele a venit și l-a amăgit pe om și i-a spus, e ceva acolo în pomul ăla, întinde mâna, mănâncă, vei fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Omul a luat din fructul oprit și a ajuns să cunoască în experiența lui și binele și răul. Până atunci cunoștea doar binele și Dumnezeu ne-a creat cu intenția de a experimenta doar binele. Dar din momentul în care omul a călcat porunca lui Dumnezeu, a ajuns să se lupte cu această problematică a deciziei între bine și rău. Și cumva de la început Dumnezeu a avut grijă ca omul să gestioneze într-un mod corect problema răului și a alegerii între bine și rău. După ce omul a ajuns să cunoască binele și răul și n-a mai fost în starea de inocență dinainte cunoscând doar binele, Dumnezeu continuă să-i dea omului repere ca să-l ajute să ia deciziile cele bune. Și îi spune, îți pun înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Eu îți spun, alege binele, alege viața ca să trăiești. Dar ne-a lăsat libertatea de a alege între cele două realități. La nivel spiritual, discernământul spiritual înseamnă, în primul rând, această capacitate de deosebire, și aici mă refer cognitiv, duhovnicesc, dar apoi și volitiv în sensul de alegere, această deosebire între bine și rău. Ce este bine, ce este de la Dumnezeu și ce este de la cel rău. Știți, Biblia chiar îl numește pe Lucifer cel rău. Iar Mântuitorul spune despre Dumnezeu, binele este unul singur, Dumnezeu. Dumnezeu este binele, Lucifer este cel rău. Și n-aș vrea să se înțeleagă că sunt două puteri egale. Nu, nu, nu. Dumnezeu este unicul Dumnezeu, creator. Lucifer este o creație, dar el este cel care a adus răul în lumea oamenilor. Și nu intrăm în problematica răului, că iarăși stăm aici până mâine dimineață, dar pornim de aici, de la bază. Ei, Dumnezeu i-a dat omului resursele, uneltele, ca să poată discerne între bine și rău. Dar aș vrea să nuanțez aici, în privința discernământului spiritual, și anume că discernământ spiritual nu înseamnă doar să discerne între bine și rău, dacă este bine să ucid sau dacă este rău să ucid, ci
Dumnezeu îi dă omului capacitatea să aleagă și între bine și foarte bine. Și când vorbim de zona spirituală, de discernământ spiritual, aici aș vrea să ne gândim și la abilitatea de a deosebi și de a alege între bine și mai bine, sau între bine și foarte bine. Știți, vorba aceea se spune că dușmanul lui foarte bine nu este răul, ci este bine. Eu aleg uneori să trăiesc în mediocritate sau să iau decizii care nu vizează excelența, pentru că mă mulțumesc cu binele. Și aici intrăm într-o altă nuanță. Cartea Proverbelor din Biblie și Cartea Eclesiastul conține astfel de învățături ale lui Dumnezeu, prin care ne se spune mai bine un nume bun, să ai un nume bun, decât o bogăție mare. Da, e bine să ai o bogăție mare, probabil. Nu știu, că nu am ajuns acolo. Dar e bine, e un bine. Dar este mai bine să cauți să ai un nume bun, un renume bun. Sau mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Pentru că degeaba încep bine, cum a fost, de exemplu, regele Saul, și sfârșești prost. Și Dumnezeu spune, mai bun este sfârșitul, fii preocupat. Sau mai bine este să fii într-o casă de jale decât într-una de petrecere. Pentru că acolo sufletul se face, inima se face mai bună. Înțelegeți? Deci vorbim de discernământ spiritual pe un nivel, alegerea între bine și rău, dar mergem mai departe și la alegerea dintre bine și mai bine sau foarte bine. Și acesta ar trebui să ne preocupe fiind creștini. Ar fi o, să spunem, o nebunie din partea unui creștin care se numește creștin să nu-și dorească binele și să cadă în capcana aceasta a complacerii într-o stare așa de amorțire, azi mai bine, mâine mai puțin bine, hai să mai facem și puțin rău, să vedem cum e, ca să putem aprecia mai binele. Deci, o viață aceasta cu tot felul de urcușuri și coborușuri, fără să ai o țintă largă și, spune, direcționată către bine, este o viață de chin pentru creștinul care nu face lucrul acesta. Așa că, întrebarea pe care vă pun, și să știți că filozofii mereu se întreabă, și știu și tineri care își pun întrebarea aceasta, ca binele să fie apreciat, e nevoie ca din când în când să mai încercăm așa, să vedem cum e să fie rău? Și aici ne referim și inclusiv la copiii de creștini, da? Copiii care au crescut într-o moralitate aceasta, să spunem, destul de amplă, și la un moment dat s-au săturat de atâta bine și vor să vadă și cum e dincolo. Cred că ați întâlnit cazuri dintre acestea de oameni sătui de moralitate sau copii ai creștinilor sătui de moralitate, în care vor să sară puțin gardul și în afara turmei să vadă cam cum e, doar ca să aprecieze poate mai bine binele care vine din partea lui Dumnezeu. Da, din păcate nu e nimic nou sub soare, este exact ce s-a întâmplat în grădina Edenului. Le era foarte bine lui Adam și Eva acolo. Dar a venit ispititorul și a zis, am ceva mai bun eu pentru tine, când de fapt era ceva mai rău. L-a ispitit să treacă gardul, dincolo de porunca lui Dumnezeu, să treacă în zona neascultării, și a văzut că nu era mai bine. Această atracție a fructului oprit, această stare de întrebare, oare ce-o fi dincolo, cred că este o ispită a celui rău. Și ispita are de-a face cu discernământul. Pentru că o altă nuanță a discernământului este să reușești să vezi dincolo de ambalaj conținutul. Să poți să alegi în funcție de conținut și nu în funcție de reclamă sau de ambalaj. În vremurile în care trăim noi, suntem bombardați cu reclame, suntem bombardați cu ceva ce arată bine la suprafață, dar discernământul înseamnă să vezi în profunzime și nu superficial, să vezi adevărata natura lucrurilor. Și aici este problema cu ispita, care vine la tineri, la adolescenți, da? Îți ambalează foarte frumos răul ca să te determine să-l alegi. Și mai mult decât atât, îți pictează în culori cenușii binele. Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din pomul oprit, veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Și cumva aruncă o umbră asupra lui Dumnezeu și pictează foarte atractiv fructul oprit. Nu e nimic nou sub soare, se întâmplă asta. De asta e important să cultivăm discernământul
în copiii noștri, în adolescenți, în tineri, chiar dacă legea spune că până la o anumită vârstă copiii n-au discernământ în sensul că nu sunt responsabili pentru deciziile lor, noi cultivăm de mici în ei adevărul lui Dumnezeu și capacitatea de a lua decizii bune, tocmai pentru că se vor confrunta cu această ispită. Noi avem tendința asta de a-i copia, mai ales când e vorba de bine, mai ales când e vorba de a ieși în față, încercăm să-i copiem pe alții, drept model, știu eu, și se întâmplă ca să trecem prin niște experimente și mai mult pentru dezamăgirea, pentru că de obicei când se întâmplă lucrul ăsta dăm vina pe Dumnezeu. Este evident că nu putem copia și nu este o rețetă a alegerilor, de asta în spatele fiecărei decizii trebuie să fie o capacitate de a discerne și care să folosească datele specifice fiecărui caz în parte. Pentru că, da, putem avea un numitor comun, alegerea unei mașini, dar sunt atâtea alte variabile în ecuația asta care s-ar putea să mă ducă la un rezultat diferit. De la suma de bani de care dispun, la preferințele pe care le am, la priceperea pe care o am să aleg o mașină, pot fi multe variabile, așa că nu pot copia ce a făcut altul, ci trebuie mai degrabă să dezvolt capacitatea de a prelucra datele, de a le gândi în mintea mea, de a le compara cu ceea ce spune Dumnezeu și în final să trag linie și să iau decizie. Dacă ar fi să facem o analogie, ar fi mai bine învăț să pescuiesc decât să mă duc de fiecare dată să iau un pește de la cineva. Pentru că situația s-ar putea să fie la un moment dat critică și să trebuiască efectiv să mă duc eu să pescuiesc și eu trebuie să știu, să am abilitatea aceea de a pescui, nu mereu să mi se livreze peștele gata. Bun, excelent și mă bucur că ați adus în discuție analogia asta cu peștele și cu pescuitul, cu undița, pentru că am aici o provocare și nu am numai eu, au și alți părinți, de relația aceasta părinte-copil și luarea deciziilor. Părinții sunt mult mai antrenați, trecuți prin ani de viață deja, știu cam cu ce se poate confrunta un om și mai ales știu ce e mai bine pentru copilul lor. Și sunt două mari extreme și aș vrea să le discutăm în luarea deciziilor. Vorbim de discernământ. Sunt copii care sunt foarte ascultători și nu ies din vorba părintelui și din păcate unii înaintează în vârstă și atunci când au și familie și copiilor la rândul lor, tot încă se consultă și încă sunt, să spunem așa, legați cu cordonul umbilical de mama și de tata. Da, sunt încă dependenți de părerea părinților. Dar sunt și copii care încă de la o vârstă adolescenței, vă dau un exemplu, încearcă să se rupă de tot ce înseamnă binele generat sau spus de părinți. Sunt două extreme, iar pentru părinții care într-adevăr cunosc viața, au experiență, mai mult sunt creștini, cunosc, pentru că spune că da, până la urmă, fiecare trebuie să-și trăiască viața așa cum i-a dat-o Dumnezeu, să-și ia viața în mâini și să nu rămână dependent pentru totdeauna. În ambele cazuri este o provocare, iar din punct de vedere al creștinului, cum credeți că se poate ieși din această situație? Luăm primul caz a părinților care au copii, care toți stau cu ei și tot timpul sunt legați și tot timpul apelează la părinți pentru rezolvarea problemelor, deși trebuie să fie destul de maturi, dar și în celălalt caz. În primul caz, cred că părinții nu și-au înțeles pe deplin rolul de părinți. Atunci când Dumnezeu ne-a încredințat copiii să-i creștem, Dumnezeu n-a înțeles că trebuie doar să le hrănim stomacul și să-i ajutăm să crească fizic, ci noi trebuie să-i ajutăm să crească inclusiv în această capacitate de a se descurca singuri. În momentul în care puii își au zborul din cuibul părinților, trebuie să fie capabil să supraviețuiască pe cont propriu. Și cred că rolul părinților nu este să-i țină pe copii într-o dependență totală și prelungită de ei. Să ia decizii pentru ei, că asta se întâmplă. Asta este o extremă nefericită, care probabil se întâlnește în familie, dar rolul părinților este să-l ajute pe copil să învețe să ia decizii, să distingă între bine și rău, în prima fază,
apoi să distingă între bine și mai bine în a doua fază, apoi să distingă între suprafață și profunzime și tot așa. Deci rolul părintelui este să lucreze cu copilul, să-l ajute să ia decizii bune, învățându-l, dându-i reperele, apoi lăsându-l să ia decizii în anumite sfere unde nu e pericol foarte mare, acceptând chiar că va lua o decizie greșită, toți avem dreptul să greșim, suntem oameni și în procesul acesta de a dobândi abilitatea de a alege între bine și rău, noi putem face greșeli, putem lua decizii greșite. Dar mi-aduc aminte că cineva a fost întrebat cum ați ajuns, cum ați învățat să luați atâția decizii bune în viață? Și persoana respectivă a răspuns, luând decizii greșite. Este o cale prin care Dumnezeu, părinții, viața ne ajută să învățăm să luăm decizii bune, lăsându-ne să luăm și decizii greșite. Deci, în prima extremă, cred că noi părinții, și am și eu doi copii și le-am spus-o explicit, rolul meu ca părinte este să vă ajut să creșteți, să vă dezvoltați deprinderile, ca atunci când veți pleca din familia noastră să puteți supraviețui într-o junglă. Pentru că degeaba v-ați da drumul acum în junglă, sunteți victime sigure. Și nici să vă țin cu mine în casă tot timpul nu este o variantă. Atunci rolul nostru este să îi ajutăm în acest proces decizional. Dar asta e greu. Asta nu e ușor. Asta presupune efort, atenție, implicare din partea părinților. Și din păcate realitatea la zi este că noi ne plângem că nu avem timp. Copiii cresc poate singuri sau cresc cu televizorul sau cresc cu jocurile sau cresc cu bonele. Și atunci nu are cine să-i formeze să ia decizii și părinții se simt mai în siguranță să ia decizii în locul lor. Asta este o extremă despre care vorbeați. O altă extremă este atunci când copilul vrea foarte devreme să devină matur, să iasă repede din cuibul părintesc și să ia decizii. Și atunci e mare provocare pentru părinți și de multe ori și dumneavoastră ca păstor vedeți frământările din acestea în care părinții pur și simplu nu se mai înțeleg cu copiii, iar copiii cred că ei știu ce decizii se iau, iau de obicei decizii greșite, unele se mai pot repara, altele nu. Cum vedeți partea aceasta a relației părinte-copil și bineînțeles ce se poate face? Da, este o realitate tristă în care ajung unele familii, copiii să aibă iluzia că au deja discernământ și pot decide pentru ei înșiși. Avem în Scriptură parabola fiului risipitor, în care fiul cel mic al tatălui a luat niște decizii, decizia să plece probabil prematur, nepregătit de acasă, apoi a urmat un lanț de decizii greșite. Din fericire, în cazul acela, fiul risipitor s-a întors acasă, a fost și o decizie corectă în toate cele greșite și vedem astăzi că se întâmplă în bisericile noastre ca adolescenți tineri, băieți și fete, să parcurgă această buclă, să plece, au crescut în biserică cu adevărul lui Dumnezeu despre bine și rău, au reperele acestea, dar aleg la un moment dat să iasă brusc de sub autoritatea părinților, de sub autoritatea bisericii, de sub autoritatea Bibliei, se duc din dorința asta de a experimenta și cei dincolo de gard. Exact. Da? E atât de atractiv totul și n-au, mie tocmai asta îmi dă de gândit că ei n-au capacitatea de discernământ, pentru că ei aleg ceva rău crezând că este bine, crezând că va fi mai bine decât acasă și se duc, unii din păcate ajung foarte rău, dar ce... I-aș încuraja pe părinți să se roage ca după această buclă a deșertăciunii să se întoarcă acasă. Solomon, de pildă, a parcurs același drum și nu era tânăr. Chiar și la adulți uneori apare tentația aceasta, dar și Solomon, după ce a trecut prin acest bâlci al deșertăciunilor și le-a încercat pe toate, crezând că va fi mai bine, s-a întors acasă și a spus, până la urmă, ascultați încheierea tuturor lucrurilor, teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Tot acolo s-a întors. E trist și regretabil că se întâmplă asta cu copiii noștri. Ce ar trebui să facem? Să prevenim cât putem. Și modul cel mai bun de a preveni nu este să punem reguli, să fim foarte, să-i ținem în lanț, să nu cumva să se ducă,
ci să punem în ei această abilitate. Să învățăm ca părinți cum să dezvoltăm discernământul spiritual în copiii noștri. Exemplu clasic, foarte cunoscut, este pilda fiului risipitor. Acolo se vede clar decizia unui copil care vrea să se rupă de părinte, pleacă și ajunge foarte rău și apoi există ceva care totuși îl determină să întoarcă acasă și asta este extraordinar. Experiențele pe care și le amintește că le-a avut în casa tatălui. Se aduce aminte că și argații și slujitorii tatălui său trăiau mai bine decât trăia el. Deci, până la urmă, experiența aceasta pe care părintele o are copilul ar trebui să fie una extraordinară în limitele Sfintei Scripturi a Cuvântului lui Dumnezeu, da, astfel încât și dacă copilul o ia rasna, el să aibă amintiri și din experiențele trecute să găsească motivația aceea de a face pasul și, bineînțeles, de a recunoaște că a greșit și că a luat o decizie totală care l-a afectat. Da, de asta dacă ar trebui să fie o preocupare pentru noi părinți, ar trebui ca până la 14-15 ani să ne asigurăm că am pus în copii reperele lui Dumnezeu și că i-am antrenat cât am putut noi până la vârsta aceea și i-am învățat cum să ia decizii bune, chiar dacă ei vor alege să ia decizii greșite. Și aici poate că ar fi bine să înțelegem cum pot dezvolta discernământul spiritual, atât în mine, cât și în copiii mei și în celelalte relații. Bun. Nu degeaba i-am spus emisiunii acesteia despre discernământul în criză, pentru că toate aceste situații pe care noi le-am prezentat astăzi sunt situații de criză și aici nu ne referim doar la criza pandemică în care ne aflăm astăzi, dar și la situațiile de zi cu zi. Viața ne oferă atât de multe circumstanțe în care putem intra în criză, încât ar trebui să avem poate sute, mii de rețete pentru fiecare zi. Bineînțeles, asta cu înțelepciunea care vine de la Dumnezeu. Vorbim de sursa discernământului. Până la urma urmelor, suntem oameni, suntem limitați. Oricât am încercat noi să găsim pricepere, înțelepciune, sfaturi, inclusiv dumneavoastră ca păstor, inclusiv ca părinte și eu la fel. Oricât am încercat să fim cei care dau cele mai bune sfaturi, care fac cele mai bune cursuri sau știu eu, cele mai bune predici, poate, nu cred că avem vreunul dintre noi pretenția că cei care ne vor asculta au un reper și întotdeauna sfaturile noastre vor genera binele sau decizia sau, știu eu, ceva care să-i facă pe oameni să fie mai bine. Așa că ne întoarcem la Sfânta Scriptură și la sursa aceasta a discernământului corect. Care sunt metodele prin care un creștin se poate conecta cu Dumnezeu și prin care poate afla care sunt metodele de a lua deciziile cele mai bune? Biblia spune despre Dumnezeu că El este singurul înțelept. El este sursa de înțelepciune și de la El putem învăța și noi înțelepciune. Pentru că, până la urmă, problema aceasta a discernământului, a luării deciziilor în criză și nu doar, ține de înțelepciune. Înțelepciunea de a deosebi nuanțele. Și primul lucru, nu știu dacă le-aș numi metode, dar le-aș numi niște modalități prin care să cultiv discernământul în viața mea și altora. Prima cale este rugăciunea. Pentru că Dumnezeu spune prin Apostolul Iacov, dacă vreunuia dintre voi lipsește înțelepciunea socială și o primește cu mână largă și fără mustrare. Cartea Proverbelor este o carte de înțelepciune. Ne îndeamnă într-una, dobândește înțelepciunea. Acumulează înțelepciune, umblă după înțelepciune, iubește înțelepciune. Și primul lucru aș spune să-i cerem lui Dumnezeu în rugăciune înțelepciunea de a cunoaște ce este bine și ce este rău, conform cu Sfânta Scriptură, și apoi să-i cerem și capacitatea de a alege binele în momentul în care ne confruntăm cu această alegere între bine și rău. Repet, sunt două paliere, unul care ține mai mult de cognitiv, să știu ce e bine, ce e rău. Și în lumea în care trăim și aici se cam șterg granițele și e greu să mai discerni, dar mai e un palier care ține de domeniul acesta spiritual, duhovnicesc, de puterea de a
de voință să alegi binele când ești în fața alegerii. Și aici, deopotrivă, și la nivel cognitiv, la nivel volitiv, eu pot să mă rog, Doamne ajută-mă să înțeleg ce e bine, ce e rău și Doamne ajută-mă să aleg binele. Acesta ar fi primul lucru, rugăciune pentru înțelepciune. Mântuitorul, de obicei, când le spunea oamenilor să se roage, le spunea, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită, ca să nu luați decizii greșite. Vegheați și rugați-vă pentru că vor veni mulți în numele meu și vor zice, uite la acolo, uite la aici, să nu-i credeți. Vor încerca să-i amăgească prin semne, prin minuni, prin lucruri spectaculoase, chiar și pe cei aleși. Mai mult decât atât, apostolul Ioan vorbește despre un duh al adevărului și un duh al rătăcirii. Pentru că, până la urmă, discernământul din perspectiva biblică înseamnă să ai capacitatea să deosebești între adevăr și minciună, între adevăr și înșelăciune. Și asta cred că este lupta. Și atunci, al doilea palier de lucru pentru mine să cultiv discernământul, primul am zis să mă rog, al doilea să veghez. Și poate că ăsta e un termen arhaic, religios, care nu spune multe unora dintre aceia care ne urmăresc. Ce înseamnă de fapt să veghez? Să am mintea trează. Eu am făcut armata la grăniceri, pe vremuri când se făcea armata. Și eu am făcut. Ok, mă bucur. Eu trebuia să stau de veghe 4 ore și să stau de gardă alte 4 ore și să dorm 4 ore. Când eram de gardă, aveam un perimetru pe care trebuia să-l păzesc și să am grijă de el. Când dormeam, dormeam. Când eram de veghe, trebuia să stau treaz în corpul de gardă de acolo și să fiu atent tot timpul, să fiu în gardă, ca dacă apare ceva, să intervin. Mintea trează. Nu eram nici neapărat în focul războiului, dar nu eram nici la somn. Ce înseamnă pentru mine să veghez? Este să am o minte trează. Și cred că ăsta este riscul în vremurile pe care le trăim noi, să ne fie mintea sau discernământul adormit, ațipit, sau, și mai rău, să fie anihilat, să fie tranquilizat. Și atunci, ceea ce este pentru mine de mare folos este să am grijă de mintea mea. Ca să am discernământ, eu trebuie să am o minte informată. Și primul lucru foarte concret, sau un lucru foarte concret, pe lângă rugăciune, este să mă informez. Să-mi îmbib mintea cu adevărul lui Dumnezeu. Dacă vreau să discern între adevăr și minciună, între ce e fals și ce e autentic, între ce este bun și ce este mai bun, între ce e bine și ce e rău, eu trebuie să am mintea îmbibată de cuvântul lui Dumnezeu. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Cuvântul tău, spune Psalmul 119, sunt, poruncile tale sunt sfătuitorii mei. Da? Cu ei mă sfătuiesc. Vreau să iau o decizie, mă duc și mă sfătuiesc cu poruncile lui Dumnezeu. Să-mi informez mintea cu ceea ce spune Dumnezeu. Apoi să mă informez citind cărți bune. Sunt cărți bune, sunt oameni care au scris, care au dezvoltat ceea ce a spus Dumnezeu și dacă vreau să îmi dezvolt abilitatea de a lua decizii bune, să citesc, să-mi țin mintea informată. Și apoi, aș spune aici la minte informată, să mă asigur că am o concepție creștină despre lume și viață. Adică adevărul lui Dumnezeu permează toate concepțiile mele și toate înțelegerile mele în toate domeniile vieții. Nu fac o distinție între sacru și profan. Când sunt la biserică, sunt cu Sfânta Scriptură, iar când sunt acasă, sunt cu Netflix. Chiar și aici, filmele, de exemplu, dacă ar fi să mă cam amintit de filme, ele transmit ceva, nu mai este artă de dragul artei. Exact. Este o ideologie și atunci îți trebuie discernământ când te uiți la un film să știi ce a vrut de fapt să transmită, care e mesajul filmului. Și sunt oameni care se hrănesc cu filme mai mult decât cu Scriptura, își informează mintea și hrănesc mintea cu ideologii din filme și la un moment dat se trezesc că ei gândesc în termeni aceia fără să-și dea seama. De asta spun, primul lucru este minte trează, minte informată. E foarte important ce pun aici, pentru că aia își va spune cuvântul când eu trebuie să iau decizii. Deci, practic, sursa hranei pe care o oferim vieții noastre este și sursa
binelui sau răului. Da, într-un fel da. Este sursa care mă va determina când aleg să aleg binele sau răul. Exact ca și un sportiv de performanță. Dacă acum mi-a venit în minte o analogie, în momentul în care se hrănește cu ce trebuie, cu fibre, cu vitamine, într-adevăr rezistă și va duce cursa până la capăt. În momentul în care mănâncă dulciuri sau știu, nu se hrănește deloc, ba din potrivă se otrăvește cu tot felul de substanțe dintre acestea nocive, aș spune chiar poate cu stupefiante, țigări, alcool, atunci clar nu are nicio șansă de a ajunge până la capăt. Îmi place foarte mult metafora pe care ai dat-o cu sportivul, pentru că mintea nu trebuie să fie doar informată, ci trebuie să fie și antrenată, continuă antrenată. Și aici este un alt nivel. Bun, eu îmi pun informații în minte, mă hrănesc cu ceea ce trebuie, îmi hrănesc mintea, dar Apostolul Pavel, de exemplu, îi spune lui Timotei, caută să fie vlavios, a tradus Cornilescu pentru noi. În original, ideea este antrenează-te să fie vlavios. Eu trebuie să-mi antrenez mintea cu informația pe care o am. Adică continuu când iau decizii să folosesc cuvântul lui Dumnezeu, să folosesc toată informația pe care o am în deciziile pe care le iau. Să mă antrenez continuu, de exemplu, prin discuții cu oameni care au aceeași gândire sau aceleași adevăruri și repere ca și mine, dar și cu oameni care au repere diferite de mine. Acest antrenament, știi, întotdeauna când lupți sau când ești într-un sport, ai un adversar, e o competiție. Și cred că e important pentru creștini să intre și în această competiție, într-o dezbatere de idei cu cei care au idei diferite. Trăim într-o lume pluralistă în care sunt o mulțime de concepții despre lume și viață și îți trebuie discernământ să alegi între una și alta. Eu mă hrănesc cu ce spune Dumnezeu, știu că asta este sursa primară, cer înțelepciunea lui Dumnezeu, mă rog, dar la un moment dat trebuie să intru și pe tărâmul celuilalt, să-i cunosc argumentele, să le confrunt cu ale mele și să pot să dovedesc că adevărul lui Dumnezeu este superior a celorlalte, între ghilimele, adevăruri. Și când spun să dovedesc, nu să-i dovedesc celuilalt, e important să-mi dovedesc mie. Pentru că dacă eu nu sunt convins că ceea ce cred e adevărul lui Dumnezeu și că acela este singurul adevăr care mă ajută să aleg binele și să mă ferească de rău, dacă eu nu sunt convins, atunci voi fi tot timpul ispitit să trec gardul dincolo, crezând că și acolo este bine. Și acest antrenament al minții cred că este esențial în formarea discernământului. Și aici mi-ați aruncat mingea la fileu la un alt punct, și anume izolarea creștinului, a familiei creștinului de societate, atunci când în interiorul nostru, inclusiv în interiorul bisericii, știm să luăm decizii bune între noi când suntem la biserică. Știm ce urmează, știu cine cântă, în familie la fel, știm cam ce am de făcut și practic încercarea aceasta de a stea în celula noastră, în pătrățica noastră, îi lipsește de anticorpi, folosesc un termen la modă în zilele acestea, îi lipsește, practic copiii noștri, cei din biserica noastră, nu au această imunitate. Imunitatea înseamnă că este expus, oricum ei sunt expuși, da. Dar e bine ca acest proces de imunizare să fie făcut controlat. În momentul când dau cu capul de marea decizie și o iau în mod greșit, se vor învăța minte, probabil, să nu mai facă și a doua aceeași greșeală sau cel puțin să fie mult mai precauți. Dar dacă în momentul în care câte puțin îi antrenăm, îi imunizăm, va fi mult mai ușor. Și exact ceea ce spunea și dumneavoastră, antrenamentul acesta va aduce rezultate și vor fi întotdeauna gata să se ancoreze în sursa binelui care este Dumnezeu și, bineînțeles, citind Sfânta Scriptură, rugându-te și căutând călăuzire din partea lui Dumnezeu. Da, e un subiect foarte important acesta al izolării unor credincioși de societate și trebuie abordat cu multă înțelepciune. Uneori noi vrem să facem mai mult decât a făcut Dumnezeu. Dumnezeu ce spune înainte viața și moartea, binele și răul. Îți spun alege binele. Noi uneori am vrea să-i ținem pe copiii noștri sub un glob de sticlă și nu le facem un bine pe termen mediu și lung.
E adevărat că nu trebuie să trecem nici în extrema cealaltă, să expunem la tot. Dar ceea ce cred că e important este să discutăm cu ei despre tot ceea ce se întâmplă în jurul lor în societate, să discutăm dintr-o perspectivă creștină. Pentru că oricum ei vorbesc cu prietenilor. Ei aud în fața blocului, aud la școală, aud la în cantonament, aud toate perspectivele. Și de ce să intoxice alții cu perspectivele lor asupra unui subiect când pot să vorbesc eu cu el? Pentru că Biblia vorbește despre toate subiectele. Dar, din păcate, în familii de multe ori sunt subiecte tabu pe care părinții nu le discută cu copiii și atunci ei n-au discernământul de a alege când se confruntă cu situația respectivă. Cel mai bine este să spun, uite, Biblia ne spune așa, că omul a fost creat de Dumnezeu, dar există și teoria evoluționistă care spune că omul a apărut în urma unui proces evolutiv. Sunt două teorii. Îi dau argumentele, le dau eu ca să le știe ce spun unii, ce spun alții. Ambele presupun credință. Eu cred în Dumnezeu și cred ce spune Dumnezeu. Nu pot să-ți dovedesc practic, științific, nici creaționismul, dar nici evoluționismul nu poate fi dovedit științific. Și eu i-am spus lui, copilului meu, lucrurile astea. Când el va merge la ora de istorie sau de biologie, la școală și va auzi despre asta, nu face, wow, tata mi-a spus altceva. De ce nu mi-a fi spus și asta? El trebuie să știe de la mine și eu să-l antrenez astfel, dându-i și din perspectiva cealaltă argumente și cum stau lucrurile. Pentru că mintea este lăsată, creată de Dumnezeu în așa fel încât să judece. Eu nu fac decât să-i dau copilului meu reperele lui Dumnezeu, apoi să-l antrenez să lucreze cu aceste repere și în final ar trebui să-l învăț să ceară iluminarea Duhului Sfânt. Pentru că după ce am toate datele problemei, e punctul la cheie al deciziei. Ei, în momentul acela, creștinul, ca să ia decizia cea bună, trebuie să aibă lumina de sus, lumina Duhului Sfânt, o minte luminată. Apostolul Pavel vorbește foarte mult de Dumnezeul veacului acestuia care a întunecat mintea oamenilor. Oamenii au mintea întunecată, orbită de Dumnezeul acestui veac. În contrast, Dumnezeu luminează mintea oamenilor. Și eu trebuie să mă rog ca Duhul Sfânt să dea înțelepciune copiilor mei, să-i ajute să ia decizii corecte și pur și simplu să facă clicul când sunt în fața situației respective. Excelent. Sună foarte bine ceea ce spuneți, dar haideți să luăm și cazul acesta, ne apropiem de încheiere și aș vrea să încheiem într-un ton mai, să spunem așa, mai pastoral, dacă se poate. Să ne adresăm și categorii de oameni care au luat o decizie greșită. Toți cred că am făcut-o odată în viață, cel puțin odată în viață. Regretăm deciziile greșite, am învățat minte, dar încă sunt oameni care au luat decizii greșite și poate trăiesc în starea aceea de regret, de părere de rău. Nu mai au puterea de a merge mai departe. Și aș vrea să mă adresez în special creștinilor, celor care știu că au greșit, au realizat că au greșit. Cei care nu-i dau seama de greșeală, încă Dumnezeu mai poate face ceva, încă îi mai poate cerceta, cum spunem noi, conform Scripturilor, mai poate lucra la inima lor și conștientiza de greșeală. Dar pentru cei care știu că au greșit, dar încă nu găsesc puterea, nu mai găsesc puterea aceea de a se ruga, puterea aceea de a citi din Sfânta Scriptură, puterea aceea de a mai merge și a se cunoaște greșeala, sau știu eu, văd că totul s-a terminat într-o gaură neagră, așa. Din punct de vedere al dumneavoastră ca slujitor, ca om al lui Dumnezeu, ca un om care păstorește sufletele oamenilor, cum vedeți situația aceasta pentru creștinii care au luat aceste decizii și doresc în inima lor să scape, dar nu mai au puterea aceea interioară? Aș aminti ceea ce spune Apostolul Ioan într-un ton foarte pastoral, apropo de tonul pastoral. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Și aceasta este regulă. Când ești în fața binelui și a răului, alege binele, că altfel este păcatul împotriva lui Dumnezeu. Și asta e regula, să nu păcătuiți. Dar, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, un apărător, un avocat, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi.
pentru un creștin care a păcătuit și nu are puterea să se întoarcă sau nu mai găsește resursele astea, aș aminti acest ton pastoral al lui Dumnezeu, copilașilor. Părintesc. Părintesc, da, și părintesc, da, copilașilor. Dumnezeu este sfânt. Orice păcat e împotriva lui și îl ofensează. Dar tot el care este sfânt este și bun și este iubitor. Și ne-a dat un remediu, o cale de întoarcere. Și cât timp există suflare de viață în noi, omul este chemat să se pocăiască. Pocăința înseamnă să se întoarcă de pe căile lui rele la calea lui Dumnezeu. Și calea lui Dumnezeu este Iisus Hristos. De asta spune Apostolul Ioan, avem la Tatăl un mijlocitor pe Iisus Hristos, cel neprihănit. El este mielul care a plătit pentru păcatele noastre. Diavolul este foarte șiret. Prima dată mă păcălește sau vrea să mă păcălească să păcătuiesc. Și după aceea, după ce am păcătuit, vrea să mă păcălească spunându-mi că nu mai există iertare pentru mine. Aici, dacă m-a păcălit prima dată și aș spune unui astfel de tânăr, dacă ai fost păcălit și ai păcătuit, nu te mai lăsa păcălit și a doua oară, că nu poți fi iertat. Întoarce-te la Dumnezeu, mărturisește păcatul tău și bucură-te de iertare. Dacă nu poți face asta singur, apelează la cineva, la un prieten. Du-te și spune, uite, am nevoie de ajutor, că e un consilier creștin, că este un păstor, că este un frate din biserică, oricine, un prieten. Cere ajutorul să te ajute să nu te lași păcălit a doua oară. Să ai măcar acum discernământ și să înțelegi că între a rămâne în starea în care ești de neiertare și a-ți cere iertare, e mai bine, apropo de decizia între bine și mai bine, bine și rău, este mult mai bine să-ți ceri iertare, să te întorci la Dumnezeu. Vă mulțumesc foarte mult. Am încheiat într-un ton plin de optimism, aș spune nădejde, pentru că încă mai este har și încă ne mai putem întoarce la Dumnezeu și indiferent de greșeala pe care am făcut-o, discernământul ne-a creat probleme. Puterea noastră de a discerne binele și rău ne-a dezamăgit. Am fost falimentari, încă mai este scăparea la Dumnezeu. Și vă mulțumesc foarte mult pentru încurajarea aceasta de final. Cu toți avem nevoie de dragostea lui Dumnezeu și ar trebui să apucăm cu ambele mâini, să apucăm cu toată puterea această dragoste și să ne întoarcem la Dumnezeu cât se mai poate face lucrul acesta. Este cea mai bună alegere și cea mai bună dovadă de discernământ spiritual când mă întorc cu fața spre Dumnezeu. Slavă Domnului! Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiunea noastră. A fost o încântare să stăm de vorbă și cu siguranță vă mai așteptăm și la alte ediții. Fiți binecuvântat acolo în lucrarea pe care o faceți la Biserica Creștină Baptistă Harul din cartierul Titan din București. Vă mulțumim și Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă dea înțelepciunea și pricepere să luați cele mai bune decizii. Amin. Doamne ajută! Stimați prieteni, încheiem emisiunea din seara aceasta. Vă mulțumim că ați fost cu noi. Vă mulțumim că ne-ați primit în casele dumneavoastră. Până data viitoare ne vă spunem la revedere!